Comunitate cu Ioana Brușten. Comunitate. Exact aici suntem în Comunitate 98,3 bucureștefm.ro. Acolo ne puteți asculta și ne vedeți live pe pagina de Facebook București FM. Astăzi suntem împreună cu domnul doctor Ioan Bulescu, medic ORL cu competență în somnologie, unul din puținii specialiști ORL care are această competență. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici alături de noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. De ce toată povestea de astăzi? Pentru că în urmă cu puține zile s-a sărbătorit, s-a marcat, s-a celebrat Ziua Mondială a Somnului. Nu ne-am întâlnit exact în ziua respectivă, dar niciodată nu-i târziu să vorbim despre niște fenomene prin care poate trece fiecare dintre noi și care pot să aibă semnificații și urmări serioase. Așa este, da. Cum este sfărăitul de care pomeneam mai devreme? Sfărăitul de care, în general, ne amuzăm. În prima instanță, mai ales de sfărăitul zgomotos, dar nu prea este ceva de care să râzi, înțeleg. Da, sfărăitul întotdeauna ne arată că ceva este în neregulă în calea respiratorie, că ceva nu funcționează cum trebuie, de fapt ceva este instabil. Pentru că sfărăitul, de fapt, înseamnă instabilitate. Instabilitatea căii respiratorii superioare, care, sau o parte din ea, este pusă în vibrație de mișcările respiratorii sau de aerul pe care îl inhalăm și pe care îl expirăm și atunci, sigur, apare acest zgomot. E similar unui instrument de suflat, dacă vreți, care are o valvă mobilizată de aerul nostru. Unii ar zice că glumim sau că nu e o treabă serioasă pentru că de sfărăit s-a sfărăit de când lumea și că e o treabă inofensivă care se întâmplă aproape tuturor. Așa este, e o concepție care cred eu că începe să se schimbe ușor, ușor. Oamenii deja au început să fie un pic mai preocupați de calitatea vieții și de sănătate în general. Sigur, până acum ceva ani nu se punea problema asta pentru că erau probleme de sănătate mai grave. Dar vreau eu să cred că pe măsură ce societatea și medicina avansează, deja începem să ne preocupăm să ne prelungim cât mai mult viața, să ne tratăm și problemele care poate nu sunt la momentul respectiv foarte grave. Și mă refer la cele cardiovasculare acute sau, eu știu, alte probleme grave. Începem să facem și prevenție. Ca să nu devină grave. Iar problemele de respirație în somn fac parte, sau tratamentul lor face parte din prevenția altor boli mai grave de sănătate. Înțeleg că somnul de calitate este legat foarte puternic de problemele cardiovasculare, de viața sănătoasă în general. Așa este. Ăsta a fost și mesajul, de fapt, Zilei Mondiale a Somnului de acest an, să facem o prioritate din somn. De fapt, să ne dăm seama că somnul, la fel ca și alimentația, la fel ca și, eu știu, mișcarea în timpul zilei, este și el unul din elementele cele mai importante pentru o viață sănătoasă. Dacă luăm în considerare faptul că un om doarme cam o treime din viață, ar trebui să ne dăm seama că o treime din viață ar trebui să fie și ea la fel de calitativă ca și celelalte două treimi. Deci trebuie să avem grijă și de acest lucru. Categoric, mai ales dacă vorbim de această pondere atât de mare, o treime, nu poți două treimi din viață să ai grijă să trăiești bine și despre o treime să nu te preocupi. Asta zicem și noi, da. Domnule doctor, somnologia, știința care studiază somnul, este o specializare care se face și în România sau se face doar în afara țării? Nu, este o specializare sau o supra-specializare care, de fapt, este interspecialități, adică sunt mai multe specialități medicale care pot să abordeze și acest lucru. În România are câțiva oameni care se ocupă de somn, chiar de ceva ani. A început în ultima perioadă să se dezvolte și în partea aceasta de ORL. Da, pentru că dacă bine mi-aduc eu aminte, prima oară am auzit și am vorbit despre somnologie cu specialiști pneumologi. Așa este, ei au fost printre primii care au început în România cel puțin, dar și la nivel mondial pneumologii au început să se ocupe și chiar foarte bine de aceste probleme de respirație în somn. Ulterior, lucrurile au început să se schimbe un pic, pentru că a fost nevoie de tratamente un pic mai personalizate pentru pacienții de acest fel. Nu toți pot să fie tratați la fel și atunci, sigur, a fost nevoie de mai multe specialități, în speță de ORL. Dacă mă refer, de exemplu, la problemele de respirație în somn, cum ar fi sfărăitul sau apnea în somn.
Dumneavoastră unde ați făcut specializarea aceasta de somnologie? Partea de somnologie și de certificare în somnologie pe care a trebuit să o am a fost în România și am avut câteva cursuri la care am participat în mai multe state și europene și în afara Europei, unde am învățat mai ales partea de chirurgie specifică pentru partea de somn. Asta este un subiect asupra căruia vom reveni, pentru că sună într-un fel foarte interesant chirurgia somnului. Îți și imaginezi somnul ca pe o entitate pe care o pui pe masa de operație și începi să lucrezi asupra ei. Dar înainte de asta am văzut că competența dumneavoastră este somnologia nivel 1 și nivel 2. Ce înseamnă asta? La ce se referă aceste niveluri? E vorba de tipurile de patologie care pot să fie abordate și de tipurile de tratament care pot să fie abordate. Și asta este, de fapt, una din certificările pe care le poți lua în România pentru partea asta de somnologie. Și aici ne referim la diagnostic, care ține din poligrafie, polisomnografie și, să zicem, legalitatea certificării unui astfel de diagnostic. Și, bineînțeles, de oportunitatea de a oferi un tratament de obicei non-invaziv, ceea ce ne dă acest tip de supra-specializare. Am înțeles. Am citit despre dumneavoastră că aplicați principiul medicinei personalizate. Adică, ideea este, nu există tratament standard pentru toți pacienții, fiecare primește exact ceea ce are nevoie pe problema, pe structura, pe caracteristicile sale. Așa este, sau cel puțin asta încerc să fac. Și aici avem exemplu clar al sindromului de apnee în somn. Sindromul de apnee în somn are ca primă soluție de tratament dispozitivul cu presiune pozitivă, așa numitul CPAP, e cunoscut la nivelul întregii lumi, este prima soluție și, într-adevăr, cea mai eficientă pentru acest tratament. Însă, un dispozitiv care e folosit de pacient în timpul nopții. În timpul nopții, da. E un dispozitiv care acționează prin aer cu presiune mai mare și acest aer, de fapt, funcționează ca o atelă cu aer, atelă pneumatică, spunem noi, astfel încât ține deschisă și stabilă calea respiratorie pe toată durata somnului. Problema este că, deși acest dispozitiv este foarte eficient și foarte ușor de purtat, cel puțin cele mai moderne așa sunt, cam jumătate din pacienți se renunță la acest tip de tratament în foarte scurt timp, adică în 6 luni, un an, de când încep să-l utilizeze, renunță, din vari motive, că se simt mai bine, că îi deranjează, că nu mai vor să-l poarte, și atunci pentru acești pacienți trebuie să găsim alte soluții. Aceste soluții, din păcate, nu mai sunt așa standardizate. Și atunci, bineînțeles, trebuie să personalizăm în funcție de dorințele lor, în funcție mai ales de, caracteristicile anatomice ale fiecărui pacient, să încercăm să personalizăm și operațiile și alte dispozitive pe care le mai pot purta. Și atunci, sigur, aici intervine așa numita medicină făcută pe măsură, da? cum ar fi la costume, de exemplu. Costum la comandă. La comandă. Medicină la comandă. La comandă. Pe măsură, zic eu. Haideți să le spunem celor care ne ascultă. De altfel, dacă aveți întrebări, dacă aveți vreo nedumerire, dacă vreți să știți ceva anume, știți că vă stă la dispoziție numărul nostru de WhatsApp 0741-222202. Folosiți-l cu încredere. Domnule doctor, asta ziceam. Haideți să le spunem de ce este atât de important să tratezi ceea ce se cheamă apnea în somn. Care este riscul? Păi apnea în somn, în primul rând, aș vrea să spunem ce este de fapt. Exact. Reprezintă o boală, dacă până la urmă este o boală, deși spunem noi că e un sindrom, este o boală prin care sau în care sunt opriri succesive ale respirației în timpul somnului, urmate de scăderea saturației în oxigen. Lucruri care se pot întâmpla începând cu 5 astfel de opriri pe oră, care pot să ajungă până la câteva 10 sau chiar 100 de astfel de opriri a respirației în timpul unei ore de somn. Lucru care are un efect sau are mai multe efecte nefavorabile asupra organismului. În primul rând, aceste scădere ale oxigenării de la nivelul organismului forțează sistemul cardiovascular și forțează inima să bată mai repede, să bată mai tare pentru a menține nivelul de oxigenare. Pe de altă parte,
odată ce nivelul de oxigen scade destul de mult, creierul nostru este alertat și se trezește. Da? Lucru care se întâmplă la fiecare astfel de oprire. Pentru că dacă nu s-ar trezi creierul, de fapt oprirea ar fi definitivă. De fapt, sunt acele microtreziri pe care noi poate nici măcar nu le conștientizăm. Așa este. Cei mai mulți pacienți nu le conștientizează sau conștientizează doar una, două din ele în fiecare noapte, însă ele pot să fie până la, v-am zis, câteva zeci pe oră. Deci de fiecare dată, la fiecare astfel de oprire a respirației, creierul se trezește. Chiar și pentru o fracțiune de secundă, dar iese din starea de somn, în care era profund, superficial și așa mai departe. E mai puțin important asta. Ce se întâmplă, de fapt, este că aceste treziri, de fapt, duc la un somn ineficient. Deci noi, deși dormim, putem să dormim 10 ore, 12 ore, 15 ore, somnul nostru este foarte fragmentat și atunci ineficient. Luând în considerare și elementele cardiovasculare care se întâmplă odată cu fiecare oprire, pot să apară mai multe urmări. De exemplu, poate să apară hipertensiune arterială, da, de multe ori rezistentă la tratament sau la tratamentul uzual, tocmai pentru că aceste opriri și aceste forțări ale sistemului cardiovascular, spunem noi, duc la un status simpatic accentuat. Adică, de fapt, chiar și în timpul somnului și chiar și în timpul dimineții și ulterior, pe toată durata zilei, sistemul nostru cardiovascular este în starea de luptă sau fugă. Și atunci este continuu activat. Toate aceste lucruri duc, bineînțeles, organismul într-o stare de stres, o stare pe care o consideră de stres permanent, și atunci acționează ca în cazul stresului, adică eliberează hormoni de stres în cantitate mai mare, are tendința să-și facă depozite pentru a se pregăti pentru ce urmează și sunt dezechilibre la nivelul întregilor sisteme ale organismului. Bineînțeles, faptul că nu avem un somn eficient duce la oboseală sau la somnolență. De fapt, asta este una din primele manifestări de care putem să ne dăm seama relativ repede dacă nu dormim o noapte sau nu dormim bine o noapte. Ne dăm seama a doua zi că suntem obosiți, că nu ne concentrăm bine, lucruri de acest gen, pe care pacienții cu apnee în somn le au tot timpul. Și este acel efect de care se vorbește foarte mult și care este foarte periculos, riscul acelor adormiri involuntare pe parcursul zilei. Aici șoferii sunt foarte expuși, că înțeleg că se poate întâmpla inclusiv când conduci în mers, tot așa, chestie de fracțiune de secundă, dar este suficient ca să se întâmple un accident, de exemplu. Așa este. De fapt, așa au și început studiile pentru apnea în somn în Statele Unite, când s-au observat aceste mici ațipiri la volan și care duceau la accidente rutiere, uneori grave, de cele mai multe ori grave, lucruri care se întâmplau, de exemplu, la șoferii de tir. Știm cum sunt acele tiruri și drumuri foarte lungi în Statele Unite. O parte din acei șoferi făceau accidente mai des, care, bineînțeles, duceau la pierderi materiale foarte importante și, de ce nu, poate și de sănătate, și atunci au început să studieze, să vadă de ce se întâmplă aceste lucruri. Da? Și de acolo, de fapt, a început dezvoltarea medicinei pentru somn. Lucrurile astea sunt foarte, foarte grave. Considerăm că pacienții care au apnee în somn, cel puțin moderată sau severă, au un risc de până la 10-15 ori mai mare față de cei care nu au apnee în somn, de a dezvolta sau de a face accidente rutiere grave. Tocmai din cauza acestor micro-ațipiri, dacă vrem, pentru o perioadă foarte scurtă de timp, dar e de ajuns în condus. Și unul din semnele că ai putea să ai apnee în somn este tocmai acest tip de sfărăit zgomotos de care pomeneam la început, că nu e chiar un prilej de a te amuza. Da, sfărăitul zgomotos este, de fapt, poate cel mai comun simptom al sindromului de apnee în somn și de cele mai multe ori pacienții care vor fi diagnosticați cu apnee în somn se adresează medicului pentru sfărăit. Ulterior, intră în procesul de diagnostic, dacă mai vorbim și cu partenerul de somn, care ne spune că, de fapt, mai sunt și
oprirea respirației în timpul somnului, că de fapt mai sunt și treziri cu senzația de sufocare, că se mai întâmplă și alte lucruri în timpul somnului, de fapt acolo ne e deja din ce în ce mai ușor. Și este un tratament cu care va trebui să trăiești toată viața sau este o chestiune care se repară pe parcurs? Aici e, de fapt, discuția despre tratament care e nesfârșită și nu știu când se va sfârși vreodată. Pentru că, după cum am zis și mai devreme, cel mai ușor și cel mai eficient pentru această boală este să tratăm cu un aparat cu presiune pozitivă. Doar că aceste aparate funcționează pentru respirația în somn cum funcționează ochelarii pentru vedere. Adică, în momentul în care îl purtăm, sau nopțile în care îl purtăm, el e foarte eficient și avem un somn de calitate, dar după ce nu-l mai purtăm, somnul nostru se întoarce și respirația noastră se întoarce la cum era înainte. Deci este o soluție, dacă vreți, care, din nou, foarte eficientă, nu o să-i contestăm niciodată eficiența, dar care, de fapt, ține sub control această problemă. Pentru a avea soluții durabile, singurele care sunt eficiente pe termen lung, și asta s-a dovedit, sunt scăderea în greutate pentru cei care sunt supraponderali sau obezi și tratamentele chirurgicale. Sunt singurele care au efecte pe termen lung sau, bineînțeles, pe, eu știu, toată viața. Ei, și ajungem la acea poveste care sună atât de interesant, chirurgia somnului. Vă aduc aminte tuturor, sunteți în comunitate la București FM. Invitatul ediției este domnul dr. Ioan Bulescu, medic ORL cu competență în somnologie. Chirurgia somnului, domnule doctor, sună într-un mare fel. Ce înseamnă? Chirurgia somnului e un termen, sigur, împrumutat din limba engleză. Există și o societate internațională de chirurgia somnului la momentul ăsta și, de fapt, este vorba de tratamentele chirurgicale care sunt disponibile pentru a ameliora sau a vindeca sindromul de apnee în somn, de fapt. Pentru că sunt niște tehnici chirurgicale din sfera ORL, cele mai multe, dar și din sfera chirurgiei maxilofaciale, în unele situații, care au ca scop, ca finalitate, de fapt, exact acest lucru, să amelioreze respirația în timpul somnului. Deci, de fapt, să deblocheze calea respiratorie și să nu o mai lase să se închidă. Aici intervin foarte multe din tehnicile chirurgicale ORL pe care le știm, chirurgie de bază ORL, dar și tehnici foarte avansate la nivelul vălului palatin, la nivelul limbii și așa mai departe, lucruri care, mă rog, sunt, să zicem, la nivel mondial, oarecum la început de cele s-au dezvoltat în ultimii 15-20 de ani, dar acum sunt în foarte mare dezvoltare în țările mai dezvoltate din punct de vedere medical. Domnule doctor, după figurile colegilor mele din regia de emisie, asta cu operațiile pe limbă și vălul palatin, trebuie să vă întreb dacă sunt intervenții complicate, așa cum sună, sau sunt oarecum... pot să se înscrie în sfera aceea minim-invazivă? Tehnicile minim-invazive au și ele un rol în partea asta de chirurgia somnului. Sunt unele procedee de cabinet care pot să aibă efecte foarte bune, însă de obicei indicațiile sunt limitate doar pentru un sfărăit uzual sau, eu știu, apnee foarte ușoară în somn. Însă tehnicile de care vorbesc și pe care le practicăm sunt, nu neapărat complicate, însă sunt de detaliu și sunt migăloase. Adică sunt mai anevoioase prin locul în care operăm. Totuși, operând prin cavitatea orală, vălul palatin, de exemplu, sau baza limbii, sunt locuri foarte ascunse, la o distanță de area noastră de lucru, de manipulare, și atunci asta le face să fie mai complicate. Dar nu sunt, nu știu, nu este chiar neurochirurgie sau chirurgie de baza craniului, este chirurgie mai avansată și oarecum mai specializată pentru acest tip de boală. Se operează în România așa ceva? Se operează în România, sigur, nu chiar toate tehnicile, pentru că unele tehnici dezvoltate acum sunt tehnici robotice, chirurgie robotică transorală sau cu unele dispozitive de tip pacemaker, care se pot ancora pe niște nervi ai limbii, tocmai pentru a
mișca limba în momentul în care începe să se, în care se oprește respirația, să avanseze limba, să deblocheze spațiul respirator. Sunt dispozitive care, deși chirurgical n-ar fi extrem de greu de montat, sunt foarte scumpe ca și dispozitiv în sine, iar din păcate în unele zone, inclusiv la noi în țară, nu sunt decontate de casele de asigurări și atunci costurile ar fi exorbitante pentru majoritatea pacienților și atunci această parte nu este încă dezvoltată în România, dar va fi, eu mi-am propus să dezvoltăm în următorii ani, însă restul, majoritatea tehnicilor sunt disponibile și în România. Mă gândesc că trebuie să fie un pacemaker de genul acesta dacă cel stimulatorul cardiac este de nivelul unei cutii de chibrituri, dacă bine știu eu, cât poate să fie acesta care se amplasează pe nervii limbii? Da, ele nu sunt mari de fapt. Au o parte din dispozitiv, se montează sub piele undeva pe cutia toracică și este senzorul care de fapt simte mișcările toracelui. Și mai au un fir ca un electrod care pe sub piele se ancorează undeva la nervul hipoglos, nervul care ajunge la limbă și atunci în momentul în care el simte că pacientul nu mai respiră sau că urmează să nu mai respire, începe să trimită niște impulsuri care să, de fapt, să împingă un pic limba în față. Sunt dispozitive care s-au studiat, cred că în ultimii 15 ani, dar acum deja sunt proceduri de rutina, aș spune eu, în unele țări din Europa și în Statele Unite. Fascinantă este tehnologia și mai ales evoluția tehnologiei și a dispozitivelor medicale și a tehnicilor chirurgicale, tot ce se întâmplă. Trebuie să spun că am citit dumneavoastră, sunteți unul din pionierii chirurgiei somnului în România, sunteți primul membru din țara noastră al Societății Internaționale de Chirurgie a Somnului, iată, membru al Academiei Americane de Medicină a Somnului și al Societății Europene de Cercetare în Somnologie. Așa este. Mie mi-a plăcut domeniul ăsta, de fapt l-am considerat foarte interesant încă de când am început să aflu despre lucrul ăsta. Nefiind partea asta de somnologie sau de respirație în somn, nefiind neapărat acum câțiva ani cuprinsă în sfera pregătirii în orele. Însă, ulterior, după cum v-am zis, am avut oportunitatea să merg la mai multe cursuri și să văd, de fapt, care este acest domeniu și m-am axat în ultimii, eu știu, 5-6 ani mai mult pe această parte, care este chiar fascinantă pentru mine, cel puțin. Adică văzând ce lucruri se pot face și cum, de fapt, se schimbă calitatea vieții pacienților după unele intervenții chirurgicale sau tratamente, lucrurile sunt chiar foarte bune, zic eu. Am văzut că motoul de pe blogul dumneavoastră sună așa: un somn sănătos, o respirație normală, o viață sănătoasă. Toate se leagă. Așa este, toate se leagă. După cum am zis, somnul este un mecanism fundamental. Orice animal, de orice fel, are nevoie de somn. Și nevoia de somn este diferită, bineînțeles, în funcție de specii. La om știm care este nevoia de somn în funcție de vârste, deci lucrurile astea sunt cunoscute, știm că trebuie să dormim. Dar problema ar fi în momentul în care lăsăm somnul undeva ca pe un lucru, eu știu, de sine stătător și pe care nu-l băgăm în seamă activ. În momentul în care noi nu ne preocupăm de somn, lucrurile pot să se schimbe. Sigur că până la o vârstă, dacă eu știu, suntem normoponderali și nu avem alte probleme de sănătate, atunci somnul este bun. Dar lucrurile încep să se schimbe din mai multe puncte de vedere. Odată cu, eu știu, apariția stresului în viața noastră. Doamne, oare cum putem să-l ținem departe? Nu putem, da? Dar putem să conștientizăm că el există și să conștientizăm că are un efect negativ de multe ori asupra somnului. Ăsta ar fi un lucru care se întâmplă foarte, foarte frecvent. Oamenii nu bagă în seamă faptul că adorm greu, că se trezesc de multe ori pe noapte, că se trezesc foarte devreme, că nu se odihnesc cum trebuie și îl iau ca atare. Spun, sunt obosit tot timpul pentru că muncesc mult. De acord,
Dar dacă nu muncești 20 de ore pe zi, atunci dacă muncești 12 ore pe zi și dormi 7 ore pe zi, ar trebui să nu fii atât de obosit. Uh-huh. Da? Faptul că suntem obosiți după ce am dormit 7-8 ore pe, într-o zi, înseamnă că e o problemă. Ăsta e unul din factori. Pe de altă parte, cum a spus și dumneavoastră la început, faptul că sforăim, faptul că, eu știu, ne trezim peste noapte fără motiv, că ne trezim cu senzația de sfocare, ar trebui să ne pună niște semne de întrebare. Și cum am vorbit și mai devreme, care sunt efectele lipsei de somn sau ale somnului neodihnitor, ar trebui să ne gândim la acest lucru tocmai pentru a avea o viață cât mai sănătoasă. Lipsa somnului afectează organismul dacă e vorba de privare de somn pe termen lung sau dacă sunt situații punctuale, chiar și atunci se văd niște efecte negative? Efectele negative se văd imediat. Și e vorba de efectele negative, în primul rând, ale lipsei acute de somn. Adică dacă nu dormim o noapte, a doua zi vom fi obosiți, capacitatea de reacție și de concentrare vor scădea dramatic, inclusiv nivelurile de hormon de stres din sânge cresc imediat de a doua zi. Dacă lucrurile astea persistă, atunci se agravează toate problemele de care am vorbit mai devreme. Deci sunt situații în care lipsa somnului se vede imediat. Și aici, cred că toți am avut perioade de genul ăsta. Vorbesc de medici care au sistemul de gardă, în care sunt de gardă și nu dorm o noapte, a doua zi sunt foarte, foarte obosiți, lucru care în unele țări inclusiv nu le mai permite să mai stea în spital după ce au fost de gardă, pentru că este riscul să ia... Să plece să se odihnească. Da, sunt obligați, nu mai trebuie să stea în spital, pentru că e riscul să ia decizii greșite, să facă manopere greșite și așa mai departe. Aceste lucruri există, sunt certificabile și nu sunt ceva discutabil, să zicem așa. Sunt lucruri clare. Evidente, clare. Știu că există un set de reguli de igienă a somnului, ceea ce poți să faci tu ca să dormi bine și să ai un somn sănătos, căci iată, nu durata este singurul lucru care contează, trebuie să fie un somn de, un somn de calitate. La ce anume ar trebui să fim atenți? Ni se atrage atenția pe diverse căi și asupra saltelelor pe care dormim, pernele, temperatura, aparatele care există în camere. Care sunt miturile, care sunt adevărurile? Legat de, eu știu, saltele, perne, pături, plăpum sau ce mai există, lucrurile au un oarecare adevăr. Pentru că trebuie să ne asigurăm că mediul nostru de somn, camera noastră de somn, este foarte confortabilă pentru noi. Dar aici, evident că nu există o regulă valabilă pentru toată lumea. Există mari variații individuale în care fiecare se simte bine într-un oarecare, eu știu, într-un mediu. Dar mediul nostru trebuie să fie legat de temperatură. Trebuie să fie ceva mai răcoare în camera de somn. S-a dovedit că temperatura în camera de somn trebuie să fie undeva între 18, spun unii, și 22 de grade, pentru că o temperatură mai scăzută ne ajută să avem un somn mai de calitate. Legat de lumină, trebuie să ne gândim și trebuie să avem grijă ca în camera de somn, dacă vrem să avem un somn calitativ, nu trebuie să fie surse active de lumină. Adică în momentul în care ne culcăm, trebuie să fie întuneric sau cât se poate de întuneric. Fără televizor, că asta este veșnica discuție. Fără televizor, lucru cu televizorul e legat în primul rând de lumină și de stresul pe care ni-l provoacă. Lumina pe care o elimină sau o emană dispozitivele noastre electronice mimează, de fapt, o parte din lumina soarelui. Și vorbim aici de lumina albastră. În natură, singurul element care emană lumina albastră este soarele. Și organismul nostru este, să zicem așa, orientat în funcție de lucrurile naturale, nu de ce s-a întâmplat în ultimii, eu știu, zeci de ani. Adică, la noi, creierul este obișnuit ca în momentul în care e lumină, trebuie să fie activ. În momentul în care începe să scadă intensitatea luminii și începe să fie întuneric, să intre în starea de somn. Lucru care se întâmplă, în fine, prin analizatorul vizual și o glandă care se numește epifiză, ele sunt legate. Acea glandă, în momentul în care lumina începe să scadă,
secretă un hormon sau un neurohormon care se numește melatonină. A auzit multă lume de el. Clar. Dar, ulterior, dispozitivele electronice cu display-uri, da, și ele elimină această, emană această lumină albastră. Și atunci, noi folosind telefoane, tablete, laptopuri și, eu știu, alte dispozitive electronice cu ecran înaintea somnului, de fapt, ne păcălim creierul că nu este momentul pentru somn. Și creierul nostru, de fapt, pierde momentul de somn și așteptăm încă un val de descărcare a melatoninei, lucru care agravează, bineînțeles, problemele de insomnie, de exemplu. Întrebare, domnule doctor, dacă omul care are telefonul lângă el în dormitor și care spune că stă pe rețelele sociale și derulează, scrolează acolo și ăsta e un lucru care îl adoarme și dă o senzație liniștitoare, ar intra cumva în contradicție cu ce spuneți dumneavoastră? Sau este o chestie personală? Fiecare reacționează altfel. În principiu nu reacționăm diferit la aceste lucruri, toți reacționăm cam la fel. Însă, nu este neapărat că toată lumea adoarme greu sau nu mai adoarme din cauza dispozitivelor electronice. Însă, este posibil să adormim, da, la acel moment și să ne trezim mai târziu. De fapt, și asta este unul din lucrurile caracteristice pentru insomnie. Insomnia nu este numai imposibilitatea de a dormi, dar este caracterizată, de exemplu, unele tipuri de insomnie sunt caracterizate prin trezirile repetate sau trezirile foarte devreme de dimineață. Da? Inclusiv aceste lucruri pot să fie influențate de ce facem înainte să adormim. Am înțeles. Deci degeaba e efectul acela hipnotic al derulării imaginilor, care ai senzația că te trimite la culcare mai repede, strică calitatea. Da, așa este. Am înțeles. Domnule doctor, se cam termină timpul nostru dedicat discuției în comunitate de astăzi. Sigur că am mai putea vorbi încă foarte mult despre somn. Eu zic să rețină toți cei care ne-au ascultat sau care vor urmări înregistrarea acestei ediții că e bine să-și întrebe partenerul de somn dacă sforie sau nu sforie sau au apnee, au oprire ale respirației în somn și să verifice dacă este cazul, să avem grijă de regulile acestea de igienă a somnului și, în general, să ne preocupăm să avem un somn sănătos, pentru că asta, una peste alta, va însemna o viață sănătoasă. Așa este. Și, cum am zis de la început, trebuie să avem grijă ca somnul să fie o prioritate pentru noi. La fel ca și alimentația și viața sănătoasă în general. De fapt, toate recomandările de viață sănătoasă din ultima vreme indică lucrul acesta. Alimentația, mișcarea și somn odihnitor. Este pomenit întotdeauna. Asta e un lucru foarte bun. Deci ce să le urăm celor care au fost alături de noi sau care poate vor vedea mai târziu această discuție? Să dormiți bine! Așa este. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. A fost împreună cu noi aici în comunitate doctorul Ioan Bulescu, medic corele cu specialitate în somnologie. Mulțumesc dacă ați stat alături de noi. Ioana Brușten sunt eu. Rămâneți și în continuare pe 98,3. La fix aveți știri, așa cum bine știți, la București FM. Apoi Marius vă preia pe sens unic și rămâne cu voi până la ora 19. Cu mine vă reauziți mâine, după 14, tot aici, în comunitate. Până atunci, să aveți cu toți o zi cât se poate de frumoasă!